Zeci de mașini cu numere străine, controlate de agenții de la circulație, au fost depistate cu probleme tehnice și documente în neregulă. În numai 2 ore au fost date 25 de sancțiuni, 5 certificate de înmatriculare ridicate, 5 seturi de plăcuțe de înmatriculare reținute. Mie îmi trebuie asigurarea autoturismului dumneavoastră în original. Deci în original nu pot să vă dau pentru că nu e aici, e în Franța. La un control mai amănunțit într-una dintre mașini, polițiștii au găsit și o armă albă. Asta ce este? Asta e un lemn? Ce este? Ce faceți? Îl ții și o mașină. Dar ce-l folosiți? Îl ții și o mașină, acolo pentru ce-l țineți? Îl luați și la copil. Îl luați la copil să antreneze și să țineți în autoturism? Au fost depistate autovehicule care au inspecția tehnică periodică falsă. Într-un autoturism am găsit și o armă albă de tip nunceag, ce a fost ridicat în vederea confiscării. Polițiștii de la rutier au verificat mașinile împreună cu lucrători de la Registrul Auto Român.